Astăzi, în Duminica tuturor Sfinților, Mănăstirea Piatra Scrisă din județul Caraș-Severin și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al așezământului monahal, în prezența a numeroși credincioși. În fiecare an venim aici la Piatra Scrisă, dar mai ales am venit cu mare bucurie în acest an 2017, pentru că anul acesta este închinat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, Sfintelor icoane, iconarilor și pictorilor bisericești. Și am venit aici la Piatra Scrisă ca să ne închinăm icoanei Preasfintei Trăimi, icoanei făcătoare de minuni, pictată de mână omenească sau nepictată de mână omenească pe stânca Armenișului. Am venit aici în număr mare ca să ne bucurăm și să ne veselim duhovnicește la ospățul credinței, la cina Domnului, la sfânta și dumnezeiasca liturghie oficiată aici, în acest generos altar de vară, așezat, iată, în fața altarului Bisericii Mari, care în urmă cu câțiva ani s-a sfințit și în ultima vreme s-a înnoit și s-a împodobit. Pe timpul Sfintei Liturghii, credincioșii prezenți au avut posibilitatea anul acesta de a se închina la Sfintele Moaște, aduse spre binecuvântare și spre cinstirea tuturor acelora care se închină. Au fost aduse Sfintele Moaște ale Sfântului Ierar Nectarie, Vindecătorul, Taumaturgul, de la Schitul Feneș, și pentru prima dată au fost aduse moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, care, iată, din anul acesta binecuvintează Episcopia Caransebeșului, fiind primite cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriar Daniel. Toți cei prezenți au avut posibilitatea să își arate recunoștința față de Dumnezeu pentru binefacerile primite, dar totodată au putut să se închine sfinților care din veac au bine plăcut lui Dumnezeu. Mănăstirea Piatra Scrisă se află la 25 km de Caransebeș, pe drumul înspre Băile Herculane. Așezământul monahal a luat ființă în locul în care a fost descoperită pe o stâncă icoana Sfintei Treimi, apărută acolo în mod miraculos, considerându-se astfel că locul a fost ales de Dumnezeu pentru construirea Sfântului Locaș. Mare sărbătoare și astăzi s-a petrecut la Piatra Scrisă, la Duminica Mare, Duminica tuturor Sfinților, care din totdeauna de zeci de ani a adunat mulțime multă de credincioși din toate părțile. Este una din cele mai vechi mănăstiri din Episcopia Caransebeșului și întotdeauna aici credincioșii s-au adăpat și s-au hrănit cu hrană duhovnicească, cu apa cea vie pentru a dobândi mântuirea. Aici am mâncat sufletește și trupește. Mă simt foarte bine, extraordinar. De mulți ani vin aici la mănăstirea Piatra Scrisă și ne simțim bine și mă rog pentru tot poporul și pentru toată lumea să fie bine, pace, liniște și la familia mea și la cei dragi ai mei, la toți. Duminica aceasta, prima după Rusalie, este duminica cea mare, duminica mare, pentru că creștinii vechi, strămoșii noștri, așa au numit-o, și au venit cu micul mare la această mănăstire, pe jos, în pulitie, cu prapori, cântând troparul la Sfintele Rusalie. De asemenea și noi, precum apostolii și ucenicii au primit Duhul Sfânt la Rusalie, așa și noi am venit să primim binecuvântarea și cuvântul de învățătură al episcopul nostru Lucian. Și noi, tinerii de pe Valea Timișului, am venit la praznicul mănăstirii Piatra Scrisă, la fel ca părinții, bunicii, înaintașii noștri, pentru a asculta cuvântul de învățătură a Preasfințitului Părinte Episcop Lucian. La final, ierarhul i-a conferit ordinul episcopal, crucea episcopelie Miron Cristea lui Ioan Vetreș, ctitor al așezământului monahal. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic etos al episcopiei Caransebeșului.